principalele partide politice și-au prezentat lista de candidați pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Astfel, PSD Călăraș a propus pentru Camera Deputaților următorii candidați. Pe locul 1, Dumitru Coarnă, 2, Constantin Bârcă, 3, Cristian Sefer, pe locul 4, Sorin Vrăjitoru, iar pe locul 5, Laura Munteanu. Pentru Senat, PSD a venit cu următoarele propuneri. Locul 1, Nicușor Cionoiu, locul 2, Liviu Mușat, iar pe locul 3, Corina Diaconu. PNL călăraș a propus pentru Camera Deputaților următorii candidați: pe locul 1 Emil Dumitru, iar pe locul 2 Alin Drăgulin. La Senat, locul 1 este ocupat de Ciprian Pande. Biroul Național al USR și Plus au validat în data de 20 octombrie 2020 listele de candidați pentru alegerile parlamentare propuse de USR Plus Călăraș. Pentru Camera Deputaților, propunerile sunt locul 1 Costin Mirescu, locul 2 Alexandru Brâncoveanu, locul 3 Narcis Vlad Barbu, locul 4 Mădălin Chiuaru locul 5 Ana Maria Topală. Pentru Senat, listele USR plus Călăraș va avea următoarea componență. Pe locul 1, Cristian Robert Iremia, pe locul 2, Mihaela Mocanu, iar pe locul 3, Dan Cristian Dumitru.